SEO și PPC pentru clienții din România. Și mi-am venit astăzi să vă vorbesc din nou despre SEO. Prezentarea mea o să fie un pic așa, mai pentru începători, să zicem. Adică o să fie cu teme mai general. Prezentarea lui Gabi a fost un pic mai pentru cei care nu au de-a face cu tool-ul respectiv, a fost un pic mai pentru avansat. Aici vom vorbi despre lucruri simple, dar importante în același timp și lucruri pe care, de care eu țin cont de fiecare dată când optimizez un site. Vorbește tare! Desenul ăsta și mesajul de sus trebuie să vă ghideze în toți pașii pe care îi urmați ca să, în orice campanie pe care o faceți pe online. Și să vă gândiți că orice ați face, trebuie să reușiți. A fost așa, ca un imbol. Exact cum spuneam, toate lucrurile care vor urma sunt lucruri simple, dar foarte, foarte importante. Am început cu obiectivele. Obiectivele sunt importante. Obiectivele sunt importante pentru că, nu numai în SEO, sunt importante în orice campanie ați face, pentru că în funcție de asta se va contura toată strategia care va urma după și vor depinde toate elementele care se vor înlănțui automat. Așa că vă sfătuiesc de fiecare dată când plecați la drum să vă stabiliți niște obiective. Mi s-a întâmplat, spre exemplu, ca să subliniez și de ce am pus asta ca primul element, mi s-a întâmplat ca, vorbesc din experiența cu clienții, să stabilim niște obiective la început și care pe parcurs să fie uitate. Și, adică, spre exemplu, avem un magazin online care vinde consumabile, să spunem. Clientul s-a gândit că vrea să vândă într-o primă fază cartușe. Toată strategia, sau mă rog, o mare parte din strategia de SEO, s-a orientat în jurul acestei tematici. După, în timp, și-a dat seama că, de fapt, totuși ar fi mai bine să vândă tonere, că i-ar aduce mai mulți bani. Și toată munca noastră, nu neapărat că ar fi fost în zadar, dar munca pe tonere fiind mai puțin concentrată decât cea pe cartușe, a trebuit să o luăm de la capăt. Deci de aia spun, e bine să vă gândiți de la început ce vreți să faceți. Al doilea, sunt într-un fel, exact cum am spus, niște elemente luate în înlănțuire, nu neapărat într-o ordine, vai, prima a fost cel mai important, urmează al doilea. Sunt toate importante și luate ca un întreg, o să ducă la obținerea de rezultate. Aici am scris că un nume de domeniu îți poate deschide uși. Cred că toți cei care sunt familiarizați cu un pic cu domeniu, cu ceea ce înseamnă SEO, toată lumea știe că un nume de domeniu bine ales înseamnă un prim pas către obținerea de rezultate. Un nume de domeniu bine ales, un nume de domeniu care să reflecte domeniul de activitate, care să, dacă e posibil, să conțină și niște cuvinte cheie, fie de rândul expresiilor cu 10 cuvinte. Un domeniu care să reflecte și activitatea și domeniul în care vreți să o luați, site-ul. Tot la fel, din experiență vă spun și analizând multe site-uri, am observat că sunt, cred că și voi, la o căutare, orice căutare simplă, mai ales pe termeni, nu știu, neapărat specific, dar nici generaliști, site-urile care apar în primele pagini de rezultate sunt site-uri care au în componența URL-urilor numele, cuvinte cheie pe care le-ați căutat. De aceea spun că e foarte important de la început să alegeți un nume de domeniu. Mai departe, analiza site-ului e necesară. E necesară pentru că SEO e condiționat de mai mulți factori. Dacă site-ul nu îți permite lucrul efectiv pe el, lucrul și on-site, mai mult off-site, e, nu depinde neapărat de site,
atunci va fi foarte greu să obții rezultate. Spre exemplu, dacă ai un site care are link-uri în imagini, care nu sunt văzute, are link-uri care pot fi accesate, un site care are tot conținutul în imagini, un site în flash. Sunt site-uri care, pentru care nu veți obține rezultate, poate deloc, poate foarte greu. De aceea, înainte, tot la fel, înainte să porniți la drum, trebuie să vă asigurați că site-ul vă permite optimizarea. Asta și la nivel, spre exemplu, și la nivel de editare, de conținut, la nivel de editare de cod. Deci site-ul trebuie să-ți permită să faci toate aceste lucruri. Cuvintele cheie sunt vitale. La fel, asta este un aspect foarte, foarte important. Trebuie să combini un pic, eu cred, și să fiu un pic subiectiv și obiectiv în alegerea de cuvinte cheie. Eu, în general, după o analiză a site-ului și după înțelegere, să spun, a domeniului în care activează site-ul respectiv, îmi fac propria listă de cuvinte cheie. Adică subiectiv, mă gândesc ce aș căuta eu dacă aș fi un utilizator interesat de domeniul respectiv. În funcție de lista aceasta, plec la drum. Folosim diferite tool-uri pe care cred că și cei care se ocupă de SEO le folosesc. În principal, eu folosesc, cred că un tool folosit de toți Google, de la Google AdWords, Google AdWords Keyword-uri. Pentru a afla volum de căutare, un nivel de concurență și a ști dacă pot să aleg din lista mea sau din ce afla plecând de la lista mea, alte cuvinte cheie conexe. După, pentru definitivarea listei, trebuie să faci o analiză obiectivă, nu numai la nivel de volum de căutare, și la nivel de nișa care te interesează și la nivel de concurența existentă în Google. La nivel de rezultate obținute de site-urile care apar în primele rezultate. Cam asta este cu cuvintele cheie. Oricum, totul este foarte pe scurt. Concurenții trebuie identificați și analizați. Un alt punct foarte important. Exact cum spuneam și mai devreme, când lupți să obții rezultate, în mod normal ai și concurenți. În cele mai multe cazuri, de aproape toate. Cât de mulți ai, de asta va depinde și cât de mult vei munci și, de asemenea, cât de tari sunt concurenții, tot la fel. Va depinde foarte mult câtă muncă vei investi, cât timp, în obținerea de rezultate. Nu cred că am timpul necesar să intru în detalii, să povestesc cam ce ar trebui să analizați pentru fiecare concurent în parte, dar măcar pe o cale de urmat ar fi pentru căutare simplă de cuvinte cheie care vă interesează în Google, analizarea site-urilor care apar în primele rezultate, la nivel de link-uri, la nivel de structură, la nivel de conținut, la nivel de keywords. Asta, dacă faceți asta, este foarte, foarte bine. Titlurile sunt esențiale. Titlurilor aici m-am referit în principal la titlurile paginilor, meta title-urile, care sunt unul din elementele care contează foarte mult și care sunt luate în considerare de roboți, de motoarele de căutare, unul din lucrurile luate în considerare de motoarele de căutare în stabilirea clasamentelor de poziționare. Pentru titlul acesta trebuie să folosiți cuvinte cheie, trebuie ca fiecare pagină să aibă titlul ei. Și dacă tot la fel, dacă faceți asta, deja este foarte, foarte bine. Acum, Google ia în considerare doar un număr de caractere, de obicei cele afișate și în rezultate.
să puneți o groază de cuvinte cheie este inutil și poate fi considerat chiar spam, deci nu vă sfătuiesc să o faceți. Conținutul încă este rece. În momentul în care un site apare în rezultate, în spatele clasamentelor respective, se face o analiză. Dacă și prin simpla gândire, logic ar fi ca site-ul care apare să aibă o directă și strânsă legătură cu ceea ce ai căutat în Google sau în oricare alt motor de căutare. De aceea, este foarte bine ca în conținutul site-ului să vorbiți, folosind și cuvinte cheie, despre ceea ce faceți, ceea ce vindeți, ceea ce promovați. Conținutul ar trebui să fie tot la fel unic, original și să conțină cuvinte cheie. Un alt element, la fel foarte important, sunt linkurile. Linkurile atât din site, linkurile interne, cât și linkurile externe, linkurile care duc către site. Pe lângă elementele acestea din site, linkurile interne, care tot la fel, dacă se poate să le folosiți pentru ele cuvinte cheie, este ideal. Linkurile externe înseamnă foarte, foarte mult pentru motoarele de căutare. Linkuri externe din surse importante și tot la fel, având ca text pe care sunt plasate cuvinte cheie. Deci linkuri către site pe cuvinte cheie. O harta site-ului poate fi GPS-ul roboților. Aici, tot la fel, m-am referit atât la sitemap-ul care poate fi afișat pe site-ul, sitemap-ul HTML, în care de obicei sunt plasate link-urile către principalele pagini ale site-ului, cât și sitemap-ul în format XML, care este urcat pe server la baza site-ului și care, dacă este generat cum trebuie, poate furniza calea către toate paginile site-ului pe care lucrați. Deci foarte important este să creați și o hartă site în site-ul propriu-zis și să urcați un sitemap XML pe server și să furnizați calea către el în Google Master Tools. Și refresh-ul este cheia succesului. Refresh-ul nu la nivelul de modificare a întregului site, refresh-ul la nivel de adăugarea de conținut, îmbunătățirea acestuia, crearea unui blog, spre exemplu, în care să puteți publica zilnic sau la intervale regulate de timp conținut proaspăt, folosirea la crearea de noi pagini, de noi cuvinte cheie, crearea de noi linkuri, deci toate etapele pe care, sau multe din lucrurile despre care am vorbit mai devreme, trebuie să aveți grijă de ele, să lucrați continuu pe ele. Cam asta sunt 10 lucruri pe care v-am zis neapărat, nu știu dacă cele mai importante sunt, cele mai importante pentru mine, lucruri pe care eu le folosesc de fiecare dată când optimizez sau când lucrez pe site-uri. Fără întrebări. Ok, mersi mult, Diana.